Parametrii bugetari ai Republicii Moldova pentru anul 2021, care au fost agreați cu experții Fondului Monetar Internațional, prevede o creștere a investițiilor de capital cu circa 7 miliarde de lei. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu în cadrul unei misiuni. El a spus că guvernul este gata să îndeplinească ultimele condiții înainte de Fondul Monetar Internațional pentru a semna un nou program de 3 ani cu FMI, cu o valoare totală de 550 milioane de dolari. Suntem la etapa finală, respective sunt deja pregătite proiectul de buget pentru anul 2021, politicile bugetare, fiscale și vamale. Guvernul a aprobat și a înaintat Parlamentului legea privind consolidarea independenței Băncii Naționale a Moldovei, a spus Chicu. Potrivit lui, după data de 15 noiembrie, Parlamentul va adopta aceste legi, precum și va numi 3 vicepreședinți noi la BNM. Ion Chicu a spus că FMI a salutat politica guvernului care, chiar și în contextul pandemiei și al crizei economice, nu s-a decis de investițiile de capital, care au contribuit la crearea de locuri de muncă și la dezvoltarea economică. Premierul și-a exprimat speranța că la începutul lunii decembrie, Consiliul de Administrație al FMI va aproba un nou program cu Republica Moldova. După aprobarea unui nou program cu FMI, la scurt timp, până la finele anului 2020, în țară va ajunge prima tranșă în valoare de 80 milioane de dolari, care este prevăzută în bugetul pentru anul 2021, a spus Chicu, menționând că aceste resurse vor ajuta guvernul să mențină ritmul investițiilor în proiecte de infrastructură importante pentru economie.